Salutare tuturor, bine v-am găsit la CSP Live. Aseară, într-un meci foarte important din play-off-ul Ligii 1, CSU Universitatea Craiova a făcut 1-1 cu CFR Cluj. CFR Cluj putea să dea lovitura, să plece cu toate punctele de la Craiova. Însă, echipa lui Dan Petrescu, cea care ținea de rezultat cu dinții și de obicei nu mai primea gol atunci când conducea, a primit gol foarte repede aseară. Mă rog, sunt discuții după acest gol. Dan Petrescu a acuzat din nou modul în care arbitrii din camera VAR trasează liniile pentru a decide dacă a fost sau nu offside la un gol marcat într-un meci al echipei sale. S-a mai întâmplat și la meciul cu Rapid. Discuții multe legate de liniile și de trasarea liniilor. Mă rog, aici am ajuns în România atunci când a fost implementat VAR. Iată, avem probleme cu liniile, dacă sunt trase bine sau nu. Discutăm despre play-off, despre linii trase, însă în dimineața asta stăm mai degrabă de vorbă despre altceva, o altă față a fotbalului, un alt unghi prin care sau din care poate fi privit fotbalul, pentru că discutăm cu un fost fotbalist, deși are doar 28 de ani, discutăm deja cu un fost fotbalist de Liga 1, un jucător care a evoluat la ASEA Târgu Mureș, dar care între timp a renunțat la fotbal și acum este terapeut spiritual, o reconversie profesională, cum rar se întâlnește la un fotbalist. Ok, o să vorbim acum poate și despre prejudecăți. De ce un fotbalist n-ar putea sau n-ar trebui sau nu e indicat pentru public să audă că un fotbalist poate să facă și chestia asta. O să discutăm despre reconversii profesionale, o să discutăm despre viața despre fotbal, de după fotbal, cu Robert Candrea, fost fundaș la ASEA Târgu Mureș, jucător care are 30 de meciuri în Liga 1, are mai multe meciuri în cariera sa de fotbalist, a jucat și în Polonia la un moment dat, însă la un punct a spus stop. De ce a spus stop? O să aflăm în dimineața asta. Bună dimineața, Robert, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bună dimineața, mă bucur că m-ai invitat. Am fost puțin surprins când am văzut mesajul tău. Așa. Dar am simțit o bucurie să vin să vorbesc despre asta și amuzant că chiar mă gândeam la lucrul ăsta acum vreo 2-3 luni. Adică la un moment dat cred că o să ajung să vorbesc într-o emisiune despre chestia asta. Ți-am ascultat podcasturile, ți-am ascultat discuțiile cu oameni despre modul în care ai ajuns terapeut spiritual și vorbeai acolo despre, sau cel puțin asta am înțeles eu, din ce vorbeai tu, despre multă suferință și multă durere în fotbal. Și chiar aveam o discuție cu un coleg înainte de emisiune, de ce simte un fotbalist durere și suferință? Pentru că spunea el, domnule, o meserie frumoasă, o meserie care, sau, mă rog, face o chestie din pasiune, e o chestie care îți aduce și niște bani, un venit peste mediu, peste media societății, de ce ar suferi un fotbalist? Și îți citeam și îți auzeam discuția și spuneai, vorbeai despre suferință, despre depresie, despre anxietate, despre faptul că nu te regăseai la fotbal. Povestește-mi un pic. Da, cred că diferă de la persoană la persoană. Mie mi-a fost foarte greu să recunosc asta, dar mie nu mai îmi plăcea fotbalul. Deși e un sport foarte frumos. Ce a însemnat fotbalul pentru tine? Vreau să te întreb întâi și întâi. Când eram mic, bucurie. Adică când mă simțeam cum ai liber. Povestește-mi un pic, cum te-a atras fotbalul? Cum ai ajuns la fotbal? Cum? Eu sunt din Vatra Dornei. Uh-huh. Când eram mic, tata era foarte pasionat și obișnuia să mă ducă cu el la meciuri, să mă ducă la antrenamentele echipei locale. Nașul meu juca acolo, era un Liga 3 a Vatra Dornei și îmi plăcea tot timpul atmosfera. Da. Și când eram mic, mă vedeam făcând asta. Ușor, ușor, s-a format echipa la Vatra Dornei, la județ, nu eram mai mici, luam câte 7, câte 8. Da. Cum era? Mai băgau jucători pe fals? Cum era pe atunci? Da, tot da, eram... Da, ăsta e fotbalul român. Da, era... Da. Tu n-ai jucat pe fals, nu? Nu, pentru okay. că eram tot timpul mult mai mici. Da. Adică noi eram tot timpul mult mai mici și se întâmpla... A, intrau mai mari care da, au declarat adică mai mici. Nu aveam destui jucători în zonă. Ok. Da, tot eram, ne împăteau toți, luam, cred că primul meci am luat 11. Ok. 11-0 sau 11-1 a fost ce început în fotbal, nu? Da. Da. Da, dar e o plăcere totuși, da, chiar și așa era e o plăcere. Că aștepți următorul meci, în următorul meci sper că se întâmplă lucruri. Că... Da, și asta cred că e o chestie, pentru că de multe ori copiii, nu știu, cel puțin eu, își pierdea plăcerea când mergeam la... Pentru că erau foarte multe țipete, foarte multă presiune, parcă venită din partea antrenorilor. Ai simțit asta când erai copil? Da, cel puțin eu ca copil. Sunt foarte multe abuzuri în fotbal despre care nu se vorbește. Nu au fost abuz, dar cumva a fost stilul, pentru că și ei la rândul lor au fost învățați așa. Adică, în moment, exact asta facem și noi cumva în terapiile spirituale. Ceea ce vezi acasă, da, în general, trăiești și tu. Atragi. Da. Dacă ai avut un părinte abuziv, există șansa să fii și tu un părinte abuziv sau să-ți iei un partener abuziv. Ok, că e verbal, că e... Da.
cumva și antrenorii noștri au făcut ce au crezut că e mai bine. Ce au văzut și, ei la antrenorii exact, lor, probabil, când trecut. Aveau 12 ani, 11 ani. Da, deci. Și probabil ei au făcut mult mai puține față de cât au făcut antrenorii lor pe vremuri. Da. Pentru că am auzit niște povești care erau... Și cumva au făcut și ei ce au știut, ce au știut că e mai bine. Dar asta pune o presiune foarte mare pe copil, mai ales că noi între 0 și 7 ani copiii sunt într-o stare teta a creierului. Așa. Și atunci se formează convingerile. Adică dacă copilul merge la fotbal și supui presiune pe el, subconștient, el o să asocieze meciul cu presiunea. Okay. Și nu se poate bucura. Și cumva asta a fost și cazul meu, chiar dacă eu am început mai târziu, fiind și poate un tip mai sensibil, am început să simt chestia asta. Și cred că în timp sentimentul ăla s-a accentuat. Când ai simțit, dacă poți să... Mi se pare extrem de importantă discuția asta pentru... Pentru că, de ce o să-ți spun? Pentru că avem o altă discuție mare în ultimele luni, în ultimul an, în ultimii ani. Fotbalistul român nu mai performează, nu mai crește, nu face față. Când pleacă afară, nu face față. Fotbalistul român e crescut, e ceva greșit în modul în care el este crescut, juniorul român. Când ai simțit prima dată presiunea asta? Dacă ai vreun moment, dacă poți să-ți amintești, vreun moment particular în care ai simțit faptul că erai pus sub o presiune la fotbal, și începuse să te, chestia asta să te bage într-o stare de fibrilație. Da, simțeam asta inclusiv când eram la Vatra Dornei și jucam cu copii mai mari. Și simțeam presiunea aia, parcă și în timpul meciului și tot timpul ne spuneau antrenorii sau oamenii, nu juca cu frică, nu te ascunde, nu te... Dar cumva parcă ți-a accentuat starea aia. Uh-huh. Și cel puțin din perspectiva mea, nu înseamnă că este adevărul, eu cred că copilul în primul rând trebuie să se bucure de fotbal. Sunt școli de fotbal mari din Europa care asta învață. Copilul până la un punct, până la o vârstă, nu are presiunea rezultatului, nu are chestiuni de genul ăsta. Adică trebuie doar să joace de plăcere, să-i încurajat să dribleze, să facă ce îi place lui. Da, cred că asta e important, pentru că fotbalul e un sport foarte frumos. Da. Adică se vede pasiunea oamenilor, pasiunea fanilor, pasiunea conducătorilor. Și inclusiv asta eu vedeam la jucători și îmi puneam întrebarea. Zic, ok, de ce ei se bucură și eu nu mai simt chestia asta? Adică înseamnă că e ceva la mine ce nu vreau să admit despre mine. Okay. Dar în sinea mea credeam că doar chestia asta pot să o fac. Ai făcut fotbal de mic, altceva nu mai știu să fac. Cum ai intrat în la un moment dat se termină junioratul, adică erai copil, erai un junior crescut, la un moment dat intri într-un vestiar de seniori. Cum e schimbarea asta pentru un copil care deja simte presiune, deja treceai la un nivel, oricum e un pas foarte mare. Adică se spune că acolo cei mai mulți fotbaliști se pierd, pentru că e mult prea mare diferența între fotbalul de la juniori și fotbalul de la seniori. Cum ți-a fost ție? Pentru mine schimbarea asta a fost, pentru că eu sunt un tip sociabil, respectuos, adică intram în vestiar și chiar acum mi-aduc aminte de Romy Miclea și îi spuneam bună ziua. Da. Și îmi zicea, nu mai îmi spune așa, te rog. Zic, ok, dar zic, nu mă simt altfel să spun. Că încă era FCM-ul, nu era ASEA, încă era FCM-ul. Și eu simțeam să le spun bună ziua. Și mi-a fost foarte ușor cumva să mă adaptez. Da. Și tot timpul, și când era ASEA, cumva eu tot timpul făceam parte din gașca oamenilor mai cu experiență, tot timpul m-am înțeles bine cu Stâncioiu, cu Gabi Mureșan, cu Golanski, care m-a și dus în Polonia și mulțumesc. Adică tot timpul am rezonat mai mult cu persoanele mai... Deci experiența cu ei n-a fost una traumatizantă, nu. N-a fost, adică de obicei veteranii sunt mai duri, sunt mai te pun, te... Nu, după ce-ți fac un botez în vestiar. Să știi că la noi n-a fost, adică n-am primit niciodată. Nu. Nu. Okay. Inclusiv Marius Constantin era foarte ok și stăteam în vestiar nu apropiat. Nu stăteam bicicleta și... fără cric în am auzit povestea, nu, la noi nu, la noi să știi că la cel puțin la Astea Târgu Mureș nu a fost cazul cu Marius Constantin, a fost foarte ok și oferea foarte multe sfaturi despre poziționare și mi se părea că era exagerat de bun. Adică mai ales în perioada când ne-am bătut la titlu, nu jucam în perioada aia, eram doar mă antrenam cu ei, dar mi s-a părut că era senzațional. Când ai simțit că nu mai ai plăcere deloc să faci fotbal? Adică, când au început... Pentru că declarațiile pe care le-am văzut și ți le-am ascultat din podcast sunt și declarații foarte sensibile, foarte dureroase. Vorbești despre faptul că stăteai și plângeai, erai în depresie, anxietate, atacuri de panică. Cum a început toată nebunia? Adică când s-a dus viața ta în zona de ok, poate că nu mai simțeai atât de multă plăcere, dar deja simțeai cumva groază de fotbal. Da. Cred că în sinea mea, cred că tot timpul a existat. Pentru că e atunci când asculti ceva sub preș. Pui bună, e sub preș, la un moment dat se tot adună și la un moment dat iese. De asta e bine cumva să lași omul să exprime, copilul inclusiv. Când tu îi spui nu plânge, nu fa aia, cumva nu-i dai voie să exprime sentimentele. Okay. Și el o să țină toate lucrurile alea în interior și la un moment dat o să refuleze.
În afară de presiune, mai era vreun stimul care te făcea să nu iubești fotbalul? Nu. Nu, nu, dar era presiunea. E sincer când spui chestia asta? Da. Pentru că fotbalul, pentru cei care se uită la noi acum, poate că o să spun ceva care nu face propagandă fotbal. Fotbalul profesionist înseamnă mai mult decât ce vedem noi la televizor. Dom'le, ok, foarte multă muncă, sunt bani, dar e foarte multă muncă. Sunt și alte lucruri. Intri într-un vestiar unde sunt foarte multe caractere, multe răutăți, sunt multe chestii, poate chiar și lipsă de educație. Sunt multe chestii care pot să deraieze un băiat care e bine crescut, de exemplu. Da, din fericire nu prea am avut întâmplări nefericite în vestiar. Adică majoritatea colegilor pe care am avut au fost foarte, foarte ok. Uh-huh. Chiar dacă poate erau oameni mai needucați sau aveau alte convingeri. Nu pot să zic că le relaționeam foarte mult. Okay. Încercam tot timpul să-mi găsesc oamenii cu care sunt eu pe aceeași undă. Mie la Târgu Mureș mi-a fost ușor, pentru că acolo am făcut junioratul, cumva am mai dispărut impresiunea aia, dar în sinea mea o simțeam cam tot timpul. Adică când venea meciul, inclusiv chiar la juniori, amical, cumva simțeam, nu era neapărat plăcerea aia pe care cred că eu cum mulți o simt. Și un lucru pe care... Era o frică, nu? Da, era o frică. Și o chestie pe care mie mi-a dat de gândit era că eu tot timpul în vacanță eu nu mergeam niciodată să joc fotbal cu prietenii. Ah, ok. Și era o chestie pe care eu... Ca și scuză, ziceam că să nu mă accidentez, să mă odihnesc, da. Dar eu nu voiam, pentru că nu-mi făcea plăcere. Și atunci mi-am dat seama, zic, ok, că vezi când cuiva îi face plăcere să facă chestia asta. Și am, ușor, ușor am simțit că nu mai e, dar mi-a luat foarte mult până să recunosc, să am curajul să recunosc asta, să-mi recunosc mie, da, adică să fiu sincer față de mine. Da. Și multă lume ziceau, mulți prieteni ziceau după ce am renunțat, dar cum renunț, că e visul oricărui om, că e visul oricărui băiat când e copil. Mai ales că ai iubit fotbal. Da, și zic, ok, zic, în viață există perioade și perioade. Uh-huh. Adică chiar dacă am mai avut poate și perioade nefaste, că am avut faliment, insolvență. Ok, chiar cum era ca fotbalist într-un club unde situația financiară era rea? Da, din fericire pentru mine, n-am o situație rea de acasă. Nu am nicio situație foarte bună. Dar, din fericire pentru mine și mă consider foarte norocos, părinții mei au încercat tot timpul să-mi acorde tot ce au putut. Okay. Deci nu am simțit niciodată să nu am 10 lei în buzunar dacă vreau să-mi iau o apă. Da. Nu am avut. Sunt colegi care probabil au avut chestia asta și din cauza asta, sau ai familie acasă, ai soție, când nu-ți dă banii, te duci acasă, problemă, soția da. Zice, ok, unde-s banii? Da. Ce facem? Cu ce trăim? Cu ce mâncăm? Vreau să-mi cumpăr, nu știu, ce facem? Pentru ei bănesc e mult mai greu. Pentru mine, din punctul ăsta de vedere, n-a fost greu. Ok, nici nu aveam salariu mare, dar mă ajutau, mă susțineau și părinții mei și din punctul ăsta de vedere mi-a fost ușor. Nu mă focusam atât de mult pe bani. Mă focusam cumva să încerc să devin o versiune mai bună a mea. Ca fotbalist. Zic, ok, zic, da, zic, asociam cumva presiunea asta, zic, ok, cam că citești filme, citești cărți, vezi filme și îți imaginezi că tot timpul erou ce face? Suferă înainte de succes. Dar asta e o convingere. Multă muncă, multă suferință. Da, asta să știți că din ce am învățat eu, e adevărul meu pe care încerc să-l transmit și acum, e cumva că asta e o convingere. Ok, în fotbal ai nevoie de muncă, că e normal, e fizic, dar și mental ai nevoie de foarte multe chestii, dar nu doar în fotbal, cred că și în viață. Că noi asociem tot timpul succesul cu munca. De ce să nu poți face ceva ce îți place, să te bucuri și să evoluezi și să ai succes? Adică, uite, conversația dintre noi doi, da? Poți fi o conversație prin care noi doi să evoluăm. Și nu e deloc suferință, e plăcere. Doar că din cauza cărților, a filmelor, tot timpul erou suferă înainte de a avea succes. Și cumva e o programare a minții că trebuie să suferi pentru a avea succes. Exact. Ai spus un lucru foarte, foarte bun, pentru că de multe ori, mai ales cu oamenii cu care am lucrat sau pe la cursuri, asta e o convingere în subconștient a multor oameni. Ca să evoluezi, e nevoie să suferi. Pentru că cumva și biserica îți transmite asta. Eu sunt credincios, merg la biserică, mă împărtășesc, mă spovedesc. Dar cumva îți transmite chestia asta. Și automat ție ți se întipărește în subconștient, pentru că noi viața ne-o trăim din subconștient, e ghidată de subconștientul nostru, și atrage anumite situații și nu știi de ce. Ok. Și automat noi pe asta lucrăm. Deci dacă ție îți rămâne întipărit în subconștient, o să atragi situații în viața ta. De ce nu? Că am nevoie să sufăr ca să evoluez. Și tu ce o să faci? Mintea ta îți oferă, Universul, Dumnezeu, fiecare în ce crede, îți oferă situațiile pe care tu le crezi în subconștientul tău. Adică suferință. Exact. Și tu nu o să știi de ce, chiar dacă o să te plângi. Dar cumva în felul ăla tu simți că evoluezi, pentru că suferi acum, după aia mâine te ridici mai puternic. Cred că cel puțin eu, persoanele pe care le-am întâlnit, foarte multe persoane aveau convingerea asta, că poți să evoluezi doar prin suferință. Doar când ești din zona de confort. Da, clar că te ajută să ieși din zona de confort, să-ți depășești limitele, te ajută.
dar poți evolua și când ești cu o persoană dragă ție la o discuție și o iei în brațe și poate simți iubire sau povestești despre, nu știu, și te deschizi. Spune-mi o chestie, de ce ai spus că te simțeai intrus? Da, asta e mai ales mi-a pe final. Mi-a tras atenția, de ce da, te mai ales intrus? Pe final, mă simțeam ca un intrus, simțeam că nu aparțin locului. Simțeam că pur și simplu nu mai aparțin acolo între oameni. Trăgeai tare la antrenamente? Încercam, sau... da, încercam. Cumva încercam, pentru că tot timpul nu am fost cel mai talentat. Am fost și ca și fizic destul de subțire, la cum am mai pus vreo 10 kg. Ți-am văzut pozele, da, eram destul de... piciorușe subțire. Da, acolo, da, eram, mai ziceau, topor, cuțit, câteodată mai ziceau la un moment dat, că eram tot timpul pe materiale. Da, da. Chiar Voiculeț zicea tot timpul, zicea că iar ai venit lângă mine, te rog, du-te în partea cealaltă de teren. Da. Cea că du-te, te rog, în partea cealaltă de teren, că sigur mă lovești. Și făceam ce făceam, în timpul antrenamentului și topele loveam. Uh-huh. Chiar odată, când îl aveam antrenor pe domnul Falup, a zis că Candrea, dacă îi mai lovești, te trimi la echipa a doua. Pentru că cumva n-aveam forță, da, și nu eram nici cel mai talentat și compensam prin materiale. Da. Și nu mi-era frică, îmi plăcea, chiar dacă eram uscat așa. Da. Și îmi plăcea și cumva mi-oferea și încrederea aia. Dar, uite că vorbești cu plăcere totuși despre acum, da, pentru când că, te văd acum. Acum da, pentru că sunt mi-am schimbat cumva povestea, că înainte eram în rolul de victimă. Zic, ok, fotbal, ai fost ghinionist, faliment, depresie. Dar cumva acum am încercat să văd partea pozitivă. Pentru că toate experiențele pe care le-am avut, că au fost, deși se zice că nu există pozitive, negative, toate experiențele pe care le-am avut m-au adus să fiu omul care sunt în astăzi. Ăsta. Exact. Și tu te simți înliniștit în Da, sunt ăsta. Foarte liniștit și sunt foarte împăcat cu mine, chiar dacă viața mea nu e perfectă, încă am lucruri pe care... Vreau să-ți arăt ceva. E doar un intermezzo în drumul din emisiunea asta și în discuția din emisiunea asta. Însă ai vorbit de Voiculeț mai devreme. Da. Avem o bucată, o declarație a lui Voiculeț dată acum, cred că o lună și ceva, la emisiunea aici. E legată de meciul tău de debut în Liga 1. Da, la Constanța. N-ai cum să-l uiți meciul tău de debut în Liga 1, că e meciul... Da. Ar fi trebuit să fie un moment senzațional pentru un puști să debutezi la Liga 1. Hai să vedem declarația lui Voiculeț și după aia vorbim. Uite, la Târgu Mureș. Eu știam de la Târgu Mureș meci, nu de la Constanța. Culmea. Meci cu un 6-1 pentru viitorul la... Am spus. Da, am spus, am ieșit. Eu am vrut să ieși la pauză. Ai vrut să ieși la pauză la meciul ăla? Da. Și am ieșit în minutul... Nu mai era... Mersesem cu echipa, era antrenor, mă știu. Da, ăla... Da, păi am... Suna telefonul în seara înainte că să bage toți la... Da, din păcate... La pariuri. Fost... Da. Da, e un meci care a apărut și pe detectoarele agențiilor ăstora care monitorizează pariurile. Un meci suspect, clar. Adică și Voiculeț vine și confirmă, domnule, cu o seară înainte să dădeau telefoane, spune pariuri. Care a fost impresia ta la meciul ăsta? Eu ți-am dat, să le spunem mai mult, ți-am dat un mesaj atunci, a doua zi după meci. Mi se părea incredibil. Un puști care debutează într-un meci de genul ăsta. Da, pentru mine, în momentul debutului, normal că a fost unul fericit și emoționant. Da. Cred că e visul oricărui om care s-a apucat de fotbal să debuteze în Liga 1. Mai ales că de la noi din Vatra Dornei mai e doar Buhăceanu, cred că. Care a jucat la Liga 1. Da, în rest nu prea sunt, care n-au jucat de foarte mult timp. Jucători de 10-15 ani și cumva vă dați seama că a fost o împlinire și o fericire. Și cumva credeam că atunci o să mă simt mai... Dar nu m-am simțit. A fost fericirea aia de moment, dar după aia nu mi se mai părea ceva wow. Da. Legat de celelalte chestii, nu știu. Noi eram deja în play-off, atunci era play-off, cred că era penultima etapă, înainte să termine tot sezonul. Penultima etapă, exact. Ultima etapă am jucat acasă cu Steaua, parcă. Și Steaua ne-au dat 1-4. Da, ne-au dat Steaua, știu. Da. Dar știu că majoritatea jucătorilor erau probleme cu banii. Da. Majoritatea jucătorilor cred că au plecat, deci le expirau contractul. Nu, n-au vrut să mai vină. Sau n-au vrut să mai vină. Era și Paștele, au plecat. N-au mai vrut să da, vină. Și majoritatea jucătorilor au plecat. Da. Foarte puțini jucători din primul 11, din prima echipă au mai venit atunci în deplasare. Era și deplasare lungă. Brandan a fost, Voiculeț a fost. Da. Gorobțov, Stâncioiu, cred că a fost. Da. Sergiu Mut. Da. Borza, parcă. Puțin, da. Șolacu, nu mai știu, nu mai știu exact. Știu că cred că atunci a debutat și Șut în Liga 1, nu sunt foarte sigur. Adrian nu Șut. Mai știu sigur, dar... E posibil, așa. Nu mai știu, că el era mai mic ca mine și el a fost la junior la Târgu Mureș și antrenorul era George Ciorceri. Da, noi am pregătit meciul ce se pregătea. Da.
Dar, na, Viitor oricum joacă bine, erau tot timpul, era și Benzar atunci, Ianis Hagi. Da, dacă aveam poză cu Ianis Hagi. Uite, și, vedem, și Florinel, Florinel Coman și Tănase era... Da. Da, oricum atunci mi s-a părut Ianis Hagi, mi s-a părut cu Tănase. Da, Ianis Hagi mi s-a părut, la un moment dat am avut un clinch. Aici, uite. A, venit. Eu l-am lovit pe el. Da, a avut când m-a lovit și el și a venit și am fost foarte ok, foarte respectuos. Am rămas foarte plăcut, impresionat de comportamentul lui. Adică, da? Na, e băiatul lui Hagi, era Ianis, a ta vâlvă în jurul lui și a fost, ce faci, ești ok, a vorbit foarte frumos, mi-a lăsat o impresie foarte plăcută. Uite, chiar am rămas cu chestia asta, dacă spun acum, că nu m-am mai gândit de mult la ea. Dar... În rest, nu știu. Eu știu că na, Viitorul jucau bine, ne-au omorât și în teren. Sunt niciun fel ceva atenție. Nu, în vestiar nu a fost niciodată cazul. Deci, cel puțin când am fost eu în vestiar sau peste tot unde am fost. Și oricum eu sunt genul în care nu cred neapărat că jucătorii proprii echipe ar face asta. Cel puțin asta cred eu. Asta tocmai ne-a spus acum. Da, dar e perspectiva lui. Poate știe el alte lucruri pe care eu nu le știu. Poate... Zi-mi o chestie, când a început depresia? Cred că depresia mea a început să iasă la suprafață și anxietatea când a intrat ASEA un faliment. Așa. Când eram în Liga a doua. Și atunci a început să foarte bine, venise și Tinu Gheorghe, venise Ghiusi Balint, antrenor. Și el, eu nu știam până atunci, dar un antrenor foarte bun, un antrenor care a făcut o echipă foarte unită, foarte bună, eram foarte tineri. Și am început primele etape foarte bine, eram acolo în față, după aia au fost niște probleme, a plecat el, după aia au mai plecat niște jucători și noi am rămas, dar tot eram acolo în față. Și eu eram ca fundaș central, cred că în vreo 15 meci, dusem vreo 4-5 goluri, mă simțeam foarte bine, eram și capitan de echipă. Și de echipă? Da, la Liga 2. Am fost odată și cu Dan Alexa, am fost în meci de cupă când eram la Liga 1, în meci de cupă cu voluntari, am fost capitan de echipă. Și după am venit chestia aia cu falimentul. Noi eram deja în insolvență, dar a venit falimentul. Și cumva, atunci cred că cumva mi s-a accentuat și mi-a ieșit la suprafață. Ce o să faci? Unde o să mergi? Nu am avut foarte multe oferte. Aveam de la echipele de Liga a doua și doar din Polonia. Și atunci la Liga a doua nu se câștigau chiar atât de mulți bani cum se câștigă acum. Acum e bine la Liga a doua, e foarte bine. Și am mers în Polonia. Și cred că acolo a început să mi se accentueze starea asta. De ce? Nu știu, cred E o întrebare. Fotbalistul român, ce se întâmplă cu el când ajunge în străinătate? Mulți intră în depresie. Chițu mi-a povestit într-o discuție, Aurelian Chițu, că s-a ajuns la Valencien, antrenorul dintr-o dată, de unde era obișnuit aici, că toată lumea îl ținea în puf, că e un băiat talentat, nu-l mai băga nimeni în seamă, dar îi se cerea să muncească 100%, nu era băgat în teren și a spus în momentul ăla, am zis, băi, eu ce fac, eu sunt valoros, eu trebuie să joc, și a intrat în depresie. A început să nu se mai antreneze cum trebuie. Și lucrurile au luat-o doar în jos de aici. Da. Care a fost experiența ta? Experiența mea când am mers la început în Polonia a fost ok. Adică chiar dacă eram echipă de Liga a doua, eram la subsolul clasamentului, pentru că am și retrogradat în anul ăla, am început foarte ok. Chiar dacă era un oraș mic, am stat la stadion în perioada aia, adică nu mi-au luat apartament, stăteam la stadion, nu erau condiții foarte wow, dar am zis că ok. Zic ok, eu nu prea făcusem bani. Zic, 6 luni, zic după aia dacă mai rămân, zic, mi-e ok să stau 6 luni, zic, mai pun un ban deoparte, zic, că-s concentrat pe asta, sunt aici lângă, aici facem antrenamentele, aici facem tot. Da, și după aia nu știu exact care a fost factorul declanșator. De asta zic că au fost mai multe lucruri adunate, care au ieșit în timp. Cred că au fost și frustrări și... Frustrări că? Da, cred că cumva o parte din mine a fost nemulțumită că... Cumva mi se părea că atrag tot timpul situații nașpa. Când mergea mai bine, poate să schimba antrenorul, asta era perspectiva mea de atunci, zic, ok, când mergea mai bine, poate să schimba antrenorul, jucasem cu Dan Petrescu, venise și Dan Petrescu și m-a luat în pregătire, jucasem, cred că, în 3 din 5 meciuri sau în 4 din 5 meciuri, cu el în pregătire. Da. Îmi spunea Gattuso, Bordeanu era asistentul lui, și îmi spunea Gattuso că era. Și eram cumva foarte entuziasmat, zic, ok, Dan Petrescu e... Da, și după aia a venit domnul Miriuță și cumva n-am mai fost așa de mult implicat în situațiile astea. Deși am prins lotul chel în Europa League, am fost pe bancă în meciul cu Saint-Étienne, o experiență wow. Dar cumva când simțeam că făceam 5 pași în sus, veneau 10 în jos. Okay. Și cumva nu simțeam neapărat că depindeau de mine. Okay. Și atunci eram în rolul, gândeam în rolul de victimă. Acum înțeleg că cumva eu mi-am atras lucrurile astea, pentru că... Era cumva sinele meu care îmi transmitea că nu ești tu ăsta, nu-s
nu-ți mai place să faci chestia asta, cumva tu ai altceva de făcut în viața asta. Ai jucat fotbal cât ai făcut, ai învățat chestiile pe care le-ai avut de învățat, pentru că de mic eu am avut chestia asta. De la 14 ani când am fost la Ucluj, am jucat la 14 ani la Ucluj, am fost atunci am plecat. Sta la cămin, 6 luni perfecte, după 6 luni am avut o problemă în sănătate. Ce problemă? Am avut o problemă cu un fel de gastrită și nu știam de ce. Îmi venea să vomit la antrenamente și mi-a zis să mă duc acasă, să-mi găsesc ce am și să mă întorc. Da. Și când m-am întors deja se schimbase toată conducerea. Ok, nu mai erai dorit. Se schimbase toate conducerea, se schimbase antrenorul, venise atunci, a fost perioada aia în care a venit, cred că domnul Georgescu cu toți ăia de la Ardealul, s-a unit cu Cluj și ei mi-au zis, ok, nu te-am văzut, nu prea te știm, nu avem nevoie de tine, ia-ți actele și du-te. Bun. Ok, mi-am luat actele, m-am dus înapoi la Vatra Dornei, am stat, cred că 6 luni sau un an de zile la Vatra Dornei, am jucat acolo, jucam la Liga noastră, era Liga a 4-a, dar jucam la juniori care erau la Liga a 4-a și după am mers la Târgu Mureș. După aia la Târgu Mureș, la început nu am jucat, după aia am început să joc și era vorba că mă ia domnul Sabău un... Și-l domnul Sabău, îi mulțumesc că m-a ajutat foarte mult, el m-a promovat prima dată la echipa mare, chiar dacă nu debutasem cu el, dar a fost... Cel puțin mie mi s-a părut că se ocupă foarte mult de tineri de jucători. Tineri, așa e, mulți spun asta, mulți tineri. Da, adică și când am fost în cantonament cu ei prima dată în Antalya, na, eram copil, nu aveam contract, nu aveam... Și mi-a dat 50 de euro scoate să ajută de cheltuială. Adică mi s-a părut... Drăguț, da. Da, adică e fost wow pentru... Și tot timpul era foarte atent, vorbea cu tine, îți făcea program separat în care să lucrezi și vorbea cu tine, adică un antrenor, na, de talia și jucător. E vreun antrenor pe care l-ai simțit că, sau cu care ai simțit că nu ai nicio treabă, adică nu e pe, nu e pe, pentru sufletul tău? Da, dar cred că e normal să simți lucrul ăsta, că nu poți să rezonezi cu toată lumea și cred că nici ei cu tine. Și ca fiecare am mai avut întâmplări. Nu tocmai, să zicem, pozitiv de atunci. Fără nume, povestește-ne pentru ca experiență pentru copiii din ziua de deci, cumva, eu îl înțeleg acum pe omul respectiv, pe domnul respectiv. Adică el a făcut ce a crezut că e mai bine pentru el și pentru echipa lui. Ne punea să ne antrenăm jucătorii, mai ales eram în perioada asta, eram în depresie, atunci era acută, nu mai dădeam randament, eram destul de modest, trebuie să recunosc asta. Okay. Nu mai aveam nici zvâcul, nici forța, nici puterea, nici... Și nu mai dădeam randamentul necesar. După ce, el m-a dus la echipa respectivă. Deci cumva îl înțeleg. Da. Nu, el a făcut ce e mai bine pentru el. Și ne punea, vrea să ne rezilieze contractul. Neavând alte oferte, n-am vrut să plec. Și ne-a pus să ne antrenăm cumva separat de echipă. Nu ne primeam vestia, te puneam să alegi prin pădure, prin parc, chestii din astea. Te simțeai total exclus. Da, te simțeai chiar ca un intrus. Dar ți-am zis, îl înțeleg, pentru că până la urmă el a făcut ce a crezut că e mai bine pentru el și pentru echipă. Pentru că cumva eu blocam un loc pentru a aduce al jucătorului de care el poate s-ar fi folosit. Fii atent, vreau să te întreb o chestie. Dacă ai avut vreodată un psiholog la echipele la care ai jucat? Nu. Niciuna? Nu. Crezi că dacă ai fi avut un psiholog la 18 ani sau la 21 de ani sau la 22 sau la 23 la o echipă, un psiholog cu care fi putut discuta niște lucruri, crezi că te-ai mai fi dezîndrăgostit de fotbal? Nu știu ce să spun. Nu cred că aș fi avut curajul sau nu cred că aș fi crezut în lucrul ăsta. De ce? Pentru că cumva nu suntem învățați. Ok. Cred că majoritatea convingerilor, sau acum oamenii sunt mai mult mai deschiși pe partea spirituală și pe partea de psihologie și de coaching, dar înainte dacă le spuneai că mergi la psiholog, cred că se gândeau că ești nebun. Da. Nu asocia nimeni că mergi la psiholog pentru... Era... care fac confuzia între psiholog și psihiatru. Era chestia asta. Deci, probabil în perioada aia, nu știu dacă aș fi. Chiar, poate dacă ar fi venit de la el să vină să vorbească cu fiecare în parte, dar așa de la mine să vină, doar nu mi-ar fi fost greu să mă gândesc. Ok, uite că mă simt așa, hai să mă duc la psiholog. Dar nu am știut, nu am fost învățat de chestia asta. Nu mi se părea o normalitate, pentru că... Probabil că ți-ar fi fost rușine, ți-ar fi fost... Da, și cumva ești... Cred că te-ai fi simțit ciudat atunci, pentru că nu am fost învățat de mic. Na, părinții noștri, de unde să meargă ei la psiholog când erau acum nu știu câți ani? Da. Cine te învață? Că e ok să mergi, să spui ceea ce simți, să te deschizi, să lucrezi pe traume, pe convingeri, pe... Sunt curios cum vezi, de ce te-am întrebat, pentru că sunt curios dacă tu crezi că tu spui acum viața mea s-a schimbat, sunt recunoscător că am trecut prin experiența asta ca să ajung aici unde sunt acum. Dar sunt curios dacă cumva, nu cumva viața ta ar fi putut avea și sensul ăsta. Adică să rămâi, să faci ceva ce ți-a plăcut, dar vindecat în timp ce aveai problemele. Adică, sau mă rog, vindecat în terapie în timp ce aveai problemele pe care le aveai. Adică nemulțumirile, frustrările, frica,
Da, dar uite, vezi, am avut șansa asta și după ce am venit din Polonia, am fost puțin la Snagov. Așa. Și acolo iar mi s-a accentuat foarte tare. Atunci a fost un moment în care chiar voiam să mă las. Și... De ce? Ce s-a întâmplat acolo? Nu s-a întâmplat nimic. Au fost foarte ok și antrenorul, era antrenorul Jussi Balint și conducerea a fost foarte ok cu mine. Mi-au oferit foarte mult sprijin. Era, cred că era și... Foarte mult sprijin mi-au oferit oamenii de acolo. Dar le-am zis, zic, ok, nu mai simt asta, zic, vreau să mă duc acasă. Adică, efectiv, zic, vreau să mă duc acasă pentru că simt că nu mai e pentru mine, nu mă mai regăsesc. Zic, nu știu încă dacă mă las, e posibil să mă las. Zic, semnasem cu ei, cred că am stat vreo lună și o lună ceva. Și un pic a fost aiurea și din partea mea, pentru că mai era puțin și începea campionatul. Da. Și aveam și un contract bun pentru Liga 2 atunci. Da. Dar pur și simplu asta simțeam, adică fiecare zi pentru mine, acolo a început efectiv să simt că fiecare zi pentru mine e un chin. Adică... Descrie-mi o zi, cum arăta o zi. Știu că poate că răscolesc un pic o chestie. Sau nu să știu dacă... că cumva... Cel puțin acum mă simt destul de împăcat, nu mi-e greu și cumva pe felul ăsta poate pot ajuta alți oameni sau alți jucători să deschidă și să creadă că nu sunt singurii care simt lucrurile astea, pentru că uneori și eu credeam că sunt singurul care simte lucrurile astea, dar cred că nu e așa. Ok. De exemplu, dacă aveam antrenament dimineața, primul lucru când mă trezeam, nici nu dormeam bine, nu puteam să dorm bine, pentru că cumva zic, ok, să nu întârzi mâine, trebuie să ajung, trebuie să fac. Tu veneai de la București la Snagov? Nu, stăteam, nu mă refer acum în perioada Snagov, mă refer așa în perioada și când eram, zic, mai rău poate decât. Zic, mă trezeam în general, simțeam o presiune foarte mare aici, în abdomen, în stomac. Și primul lucru dimineața, pentru că aveam și probleme și cu fierea, da. Și tot din cauza stresului pe care mi le autoinduceam, pentru că din exterior nu era neapărat, dar cumva era starea mea interioară. Era nevoie să vomit tot timpul. Serios? Dimineața, da. Wow. Și pune ori și înainte de meciuri, mă duceam în baie și fără să te vadă nimeni, că ar fi fost ciudat să te vadă antrenorul sau cineva, da. Că... Și obișnuiam să tot timpul să vomit. Și mi-era greu, nici nu puteam să mănânc dimineața era foarte mult înainte. Era și o formă de deshidratare până la urmă toată Da, nici nu puteam să mănânc foarte mult înainte de antrenament. Nu puteai să mănânc. Nu puteam să mănânc foarte mult. Și oricum, practic, intrai și fără... Nu erai cu puterea 100%, adică nu erai... cu energia 100%. Da, dacă nu ești împăcatul cu tine și nu ești tu bine în mintea ta, okay. Cred că nu. Deci intrai în antrenament destul de rău, adică și fonat. Da, asta era, da, era ok, dădeam eu totul, încercam și când făceam testele alea Gacon, eram tot timpul printre primii, că eram ambițios, dar o făceam, nu neapărat că mi-era ușor fizic. Așa? O făceam cumva din ambiție, că chiar dacă făceam până cădeam jos. Trebuia să demonstrezi totuși că nu ești slab, nu ești... Da, pentru că nu-mi plăcea niciodată, tot timpul îmi plăcea și când făceam jocuri, îmi plăcea să câștig, aveam spiritul ăla și de lider și de... Îmi plăcea. Da. Și mai ales când veneau și jucători, mai eram la Târgu Mureș, când eram mai... Îmi plăcea să joc cu ei, să-i încurajez, pentru că nu știi cum e când ești tu mai mic și te-ar plăcea ca celălalt mai mare să te... Când eram la Liga a doua și veneau... Da, dar ți-am zis, pentru mine a fost... Era cumva și corpul meu care îmi transmitea, băi Robert, nu mai e pentru tine. E ceva, că pentru mine devenise o obișnuință chestia asta. Să te duci să vomiți. Să simt toată anxietatea, tot stresul ăsta. Și când am renunțat, că mă gândeam... Okay, plângeai? Aveai momente în care îți venea să... Dimineața, da, pentru că uneori nu înțelegeam exact. Zic, ok, dar de ce simți chestiile astea? Că viața ta nu-i nașpa. Da. Adică asta era viața. Ok, ai avut întâmplă. Adică n-aveai o altă chestie, da. Nu ceva să... Nu era nimic în viața ta, nu știu, ceva, vreo suferință cuiva sau ceva, Nu. Era doar chestia asta, dar nici asta nu era aparent rău. Să zicem, nu știu, eram ok, eram la Buzău, ne băteam la promovare, era bine. Da. Cât de cât eram acolo, jucam, nu jucam, dar de ce simți asta, știi cumva? Nici asta nu înțelegeam și cumva mă învinovățeam și pentru că simt lucrurile astea. Okay. Pentru că aparent viața mea nu era rea. Viața mea era bună. Da, măcar știai că asta e o chestie indusă mental sau căutai și, nu știu, să te duci la doctor să... Adică am fost, mi-am făcut și am fost. Poate-s bolnav de ceva, poate. Da, am fost și la doctor odată și mi-am făcut toate analizele, dar nu a ieșit. Era tot în regulă, da. Adică ok, evident. Poate mici deficiențe, dar în rest nu. Era în general despre psihic și mental, cumva. Când și despre stările. Când a fost ziua când ai zis stop? Eram la Călăraș, cred că eram chiar la București. Cred că am venit chiar la București, nu mai știu, că făceam terapie cu cineva de la București în perioada aia. Terapie? Făceam terapie, am încercat multe terapii, am fost și la psiholog, la București n-am fost la psiholog, dar am fost în alte părți la psiholog, când eram la Buzău am început să merg la psiholog. Da. Nu pot să zic că am rezonat foarte mult cu persoana respectivă, poate nici nu înțelegeam eu foarte multe lucruri de atunci, dar am fost, mergeam de două ori pe săptămână, bine, fără să știe nimeni din echipă, fără să știe colegii. De ce fără să știe? Nu știu. Ți-era rușine? Da, nu simțeam neapărat să vorbesc despre lucrul ăsta. Că după aia lucrurile se pot interpreta. Da.
Dar e cineva care știa tumultul ăsta interior? Da, am avut câțiva colegi cu care am avut o relație mai apropiată și cu care puteam să povestesc mai deschis despre lucrurile astea. Și eram chiar la București și m-a sunat cineva, eram la Călăraș. Da, deja, eu n-am avut niciodată probleme cu accidentările, adică am accidentări, încă tot timpul făceam stretching înainte, după, da. Eram genul care mergea cu 30 de minute înainte la stadion, plecam printre ultimii, adică eram tot timpul foarte dedicat. Nu, eu nu obișnuiam să ies în cluburi, nu obișnuiam să beau, n-am băut, cred că alcool, cred că până să mă îmbăt, cred că până pe la 22 de ani sau... Adică am fost foarte, de bea cu minte. Am fost foarte dedicat, am stat tot timpul pe la stadion, pe la... Zic, e fotbal, încerc să mă focusez doar pe chestia asta, că Dumnezeu mă va răsplăti, asta era cumva convingerea mea. Da. Dacă deși, muncesc da, mult. Exact, era o convingere cumva din subconștientul meu. Și eram la București și mă sună cineva din conducerea... Dunării. De la Dunărea Călăraș. Uite, Robert s-a făcut asta, o zic, uite, nu mai avem nevoie de tine. Și cumva a fost, zic, ok. Zic, haide, să vedem cum să facem să... Am încercat atunci să mai îmi dea parcă banii pe încă o lună, n-au putut, mi-au mai dat... Au fost banii, mi-au dat la zi. Ok, mi-am luat banii atunci la zi, la Dunărea Călăraș. Și zic, ok, zic, mă întorceam de la București, zic, gata, mi-ajunge. Când era asta? Cred că aveam 25 de ani. 25 de ani? Da, cred că acum... Cred că 25 de ani. Deci asta se întâmplă acum 3 ani, în plină pandemie povestea. Da, chiar atunci, în pandemie a fost povestea. Oare nu și ăsta a fost un fapt? Da, bine. Nu, pentru mine, asta, pandemia, iar, că vezi cum e perspectiva, știi? Pentru unii oameni a fost un timp pandemia. Pentru mine a fost o binecuvântare. Pentru că mă simțeam foarte rău și când s-au luat atunci lunile alea pauză și am putut să mă duc acasă, pentru mine a fost așa ca o eliberare. Wow. Deci tu simțeai eliberat. Da, exact. Deci cumva eu eram bucuros că s-a oprit atunci. Da. Și cumva ea și asta mi-a dat de gândit. Ok, toată lumea vrea să meargă înapoi, să joace fotbal, să... Eu eram bucuros că nu se mai joacă. Ok. Și ți-am zis, fotbal e un sport foarte frumos. Uh-huh. Adică și eu mă mai uit acum pe Instagram, pe presa o obișnuiesc să o citesc, la meciuri mă mai uit doar la Real Madrid. Atât? Da. Deci la Liga 1 nu te uiți? Nu mă uit. Da, o să te mai întreb asta. Și chestia asta e iar o chestie care mi-a dat de gândit, îmi dea mie de gândit. Mie nu-mi plăcea să mă uit la fotbal în Liga 1, nu în Liga 1, mie nu-mi plăcea să mă uit la fotbal și când jucam. Să nu te uitai la fotbal când jucai. Da, nu-mi plăcea. Deși citeam presa, eram tot timpul informat, știam ce se întâmplă, cum se întâmplă, dar nu obișnuiam să mă uit la meciuri. Nu-mi plăcea. Dar când erai copil, îți plăcea? Nu prea mă uitam la fotbal. Când eram copil mic, nu mai țin minte exact, dar... Nu mă uitam la fotbal. Eu nu obișnuiam să mă uitam. Interesant. Da. N-am mai auzit. Adică n-am mai auzit chestia asta. E... Și cumva și asta mie îmi dădea de gândit. Zic, ok, toată lumea se uită, le place. Zic, ok, dar tu de ce nu, Robert? De ce nu simți nevoia să te joci? Da. De ce să te joci, să te uiți? Și să te joci în vacanță să te uiți. Exact, sau să mă joc. Mă duceam acasă. Când eram în vacanță, mă duceam tot timpul să alerg, să-mi fac antrenamentele cumva ca să mă duc pregătit, dar preferam să mă duc să alerg o oră prin pădure decât să mă duc să joc fotbal. Deci e mult mai util fotbalul, că e specific, mișcări, ce ai nevoie și te joci cu mingea până la urmă, te bucuri, că ai cu prietenii, nu te ceartă nimeni, nu te... Da, și asta mi-a dat puțin de gândit. Bun. Deci erai... A, da, eram la București și m-am sunat și zic, ok, nu mai. O zic că vrem să renunț, vrem să nu mai are nevoie antrenorul de tine. Zic, ok, nu. Cumva știam, o presimțeam, știam că o să întâmple. Cumva eram conștient, nu puteam să mă gândesc că oamenii sunt mulțumiți de mine când eu nu am dat randament, că eram sincer cu mine, nu puteam să mă mint. Că zic, bă, Robert, nu mai, cumva în sinea mea zicea, nu mai poți. Da. Că cumva și ți-am zis, și fizicul parcă începeam să fac câte o întindere, câte o ruptură și n-am avut niciodată chestia asta. Mai ales că n-aveam o musculatură mare și făceam tot tipul stretching destul de mobil pentru înălțimea mea. Și zic, ok, zic, și așa am perceput-o și pe asta, zic, nu cred că mai poți, cred că e cumva și corpul care îți transmite că... Și eram în drum și zic, ok, nu mai. Zic, hai că, deși simțeam chestia asta de vreo 2 ani. Deci simțeam chestia asta, cred că, cam de când am venit în Polonia. Am simțit-o, dar de la Snagov atunci am mers la CSM Târgu Mureș, că s-a format echipa. Și la CSM Târgu Mureș cu eram... Astafei, cu Astafei? Da, așa. Cu Astafei, cu Ferfelea. Da. Și cumva acolo eram ca acasă. Era Liga 4, erau condiții foarte bune. Acolo mi-a mai revenit puțin, dar nu, tot simțeam chestia aia. Și uite, simțeam chestia aia, vezi, chiar dacă jucam la Liga 4-a. Și jucam fundaș central și am dat super multe gol, că nu ne-a bătut nimeni anul ăla, îi băteam pe toți. Da, era și normal, noi ne antrenam zilnic, eram jucători cu experiență, plus juniori, plus, na, și noi jucam cu oameni care mergeau la muncă și veneau după aia la meci. Da. E cumva normal și asta. Deși erau în deplasări terenul rele și oamenii se ambiționau, adică se vedea plăcerea și pe ei, că veneau oamenii de la muncă și îți dădeau totul. Și îndoia a fost atunci.
A fost și în 2. În 2 a fost câteva meciuri. Cum a fost în 2? Povestește-mi în 2 ceva cu în 2, amuzant. Era... Că el e personaj. Da, eu aveam porecla asta, Baba, și el, așa cum când ne-am mai văzut, Baba, ce faci, Baba? Dar era foarte, era un om, și mie mi s-a părut un om foarte bun și foarte ok și, nu știu, și când juca, îl vedeai, avea o forță așa nativă și o plăcere, adică și el mi s-a părut foarte, foarte bun și puternic și... Și excentric în același. Da, era de apreciat așa, cu muzica, cu dansurile lui, da, un tip foarte plăcut. Ai asistat la incidentul atunci cu Zicu? Între... Eram în Antalya, eram în Antalya, în cantonament. Nu am văzut ce s-a întâmplat, nu prea am văzut ce s-a întâmplat, știu că s-au așa și după aia a venit Usman în fiecare cameră și a cerut scuze. Parcă serios? Asta n-am știut. Parcă așa a fost. În fiecare cameră? Parcă de cantonament, că și-a cerut scuze pentru conflict, ceva de genul parcă a fost. Deci practic tuturor colegilor. Da. A, drăguț gest, n-am mai auzit asta. Da. A fost... Și după aia parcă primul meci sau al doilea meci, parcă Usman a dat pasă lui Zicu și a dat gol Zicu gol. Și după aia a dansat împreună, parcă a fost cumva foarte cu, nu mai știu, cu Ceahlău. Era Ciobi, Ciubutariu, antrenor și el un om foarte ok. Bun. Ai spus stop. Cum? Da, am spus stop, zic ok, Robert, ce o să faci? Era frica, ce o să faci? Că asta ai făcut toată viața. Pandemie, ce o să faci? Ceva nu știi să faci. Zic ok, zic hai că măcar cât am jucat, eu am fost genul care dacă câștigam 2000 de euro, și aveam și masă, nu prea cheltuiam bani. Uh-huh. Adică nu eram genul să mă duc să-mi iau haine la 1000 de euro pe lună, dacă am 10.000 în cont să mă duc să-mi schimb mașina. Nu, îți strângeai okay, cumva. Da. Okay. Zic ok, dacă aveam nevoie de ceva normal, cum mă duceam și îmi luam, nu stăteam să nu iau ceea ce voiam, dar nu făceam, de exemplu, să mă duc să-mi iau Adidas la 500 de euro. Ok. Pentru că nu le vedeam neapărat rostul, nu că nu mi-ar fi plăcut, cred că tuturor ne-ar plăcea să ne putem lua, dar nu puteam să-mi dau, nu știu, jumate din salariu ca să-mi iau pereche de Adidas, nu, era genul meu. Și mi-am pus bani deoparte și cumva aveam și liniște, asta a fost unul dintre avantajele mele, pentru că cumva am reușit în timp să-mi pun și niște bani deoparte, nu mulți, când am avut salarii mari, dar am reușit să-mi pun niște bani deoparte. Bun. Și cumva aveam și susținerea părinților tot timpul, pentru că și ei... Chiar ei, cum în perioada asta de frământare a ta, cum... Da, vorbeai cu ei sau? Da, vorbeam, dar nu foarte mult, pentru că nici nu voiam să-i împovărez pe ei foarte mult, pentru că n-am. E greu să-i spui unui părinte, uite că cumva, chiar am la un moment dat, chiar dacă e dureros așa când spui, cumva am pierdut în plăcerea de a trăi. Ai adică, simțit? Ai avut un gând la un moment dat, bă, hai să termin odată treaba asta? Nu știu, gând cred că e mult spus. Cumva pot să zic că îmi trecea prin minte, dar știam că nu o să se întâmple. Ok. Adică deci eram într-o fază totuși de depresie. Nu. Adică simțeam, cumva mi-ar fi plăcut să se întâmple asta la un anumit nivel, poate mi-ar fi plăcut să se întâmple asta, dar știam că nu o să o fac. Ok. Adică cochetai doar cu gândul adică, da, că dar n-ai știam mai fi. Cumva. Exact. Cumva mă gândeam, oare n-ar fi mai ușor dacă n-aș mai fi? Să nu mai simt toată durerea asta și toată presiunea și ei cu depresia și cu anxietatea e foarte ciudat. Că ok, îți rup piciorul. Da. Știi că te doare piciorul, că e rupt. Dar când ai depresie și anxietate, habar n-ai ce, de ce. Ok. Pentru că, ți-am zis, apare în viața mea, era bună. Ok, nu era perfectă, nu eram eu cel mai bun, dar nu eram nici cel mai slab sau nu muream nici de foame, nu eram nici cel mai bogat sau nu știu, nu aveam nici, nu știu ce, iubită, dar nici nu duceam lipsă dacă era nevoie, adică viața mea nu era nașpa. Bun, dar vreau să te întreb o chestie. Când te-ai dus prima dată la psiholog? La psiholog prima dată m-am dus atunci când am venit de la Snagov. Depresia a început de mult? Era de mult instalată? Stările existau, dar poate nu la nivelul ăla. Ok. Poate nu la nivelul ăla atât de intensiv, dar stările existau. A, deci practic după ce ai început să mergi la psiholog, lucrurile nu s-au ameliorat, s-au dus mai jos? Da, pentru că nici nu mergeam neapărat constant. De exemplu, eu am venit de la Snagov, am fost la psiholog la Vatra Dornei, mi-a pus cumva depresie, mi-a pus cumva așa. Adică ok, zic hai că și atunci mama zicea că nu te mai duc, renunță, gata, vezi tu ce o să faci. Da. Cumva, oricum, ea n-a fost nici tot timpul cumva de acord cu chestia asta. Adică nu neapărat de acord, cumva că vedea că mă chinui. Mi se părea că mă chinui foarte mult și cumva, nu știu cum sunt alți părinți, dar a mei cumva tot timpul încerca să mă protejeze și să mă susține. Zic, lasă că mă descurc eu, că fac, o să fie bine în ținea mea. Și îi spuneam și ei. Și după aia m-am dus la Târgu Mureș. La Târgu Mureș, fiind în locul meu, cumva, cu toți prietenii, cu toți, mă simțeam puțin mai bine. Da. Dar în sinea mea tot nu eram ok și acolo poate aș fi putut să încerc să-mi continui, cumva, zic, la un anumit nivel tratamentul, să mă duc la psihologiar. Da. Dar asta n-am făcut.
N-ai făcut, te-ai oprit. Exact, da. Nu știu de ce, dar cumva ceva din mine atunci, poate iar a fost frica de a nu fi judecat, de a fi condamnat, să nu afle ceilalți, dar nu m-am dus. Bun. Poate ar fi fost diferit. Recomandarea ta pentru cei care trec printr-o chestie similară, care ar fi în momentul ăsta? Bine, probabil că îi trimiți spre terapie spirituală de mai neapărat. Multe. Nu neapărat, pentru că se îmbină una cu alta. Bun. Adică e foarte bine... Nu se exclud, asta e clar. Da, exact, nu. Mm-hmm. E foarte bine când reușești să faci ambele, cumva, dacă poți. Să vezi cumva și din perspectivă energetică, spirituală, dar să mergi și la un psiholog. Vezi care ți se potrivește ție mai bine, dar cumva principala... Dar important este să cauți cumva ajutor. Sunt de apreciat oamenii, pentru că nu e ușor. Când ești în starea aia, nu e ușor să iei decizii. Și sunt de apreciați oamenii care au curajul de a face asta, să-și asume, ok, mă simt așa, haide să încerc să fac, să schimb ceva despre lucrul ăsta și să mă duc la un psiholog sau hai să încerc teta sau hai să încerc, nu știu, ce le vine lor, ce recomandări au, pentru că la un moment dat o să-și găsească terapia potrivită pentru ei, pentru că sunt diferiți, ce e bine pentru tine nu e neapărat bine și pentru mine, adică oamenii... Și da, i-aș încuraja cumva să aibă curajul ăsta și să-și dea voie să simtă, ok, zic, simt chestia asta, ok, hai să văd ce pot face. Că uite, poate nu mai dau randamentul pe care îl vreau la echipă și îmi place ceea ce fac. Poate nu mai înțeleg bine cu soția din cauza asta. Ok, hai că, ok, suntem bărbați, că și asta să pune o etichetă, ești bărbat, n-ai voie să plângi, n-ai voie să... Și asta inclusiv de mic, iar. Da. Ești băiețel, nu plânge. Și când o să fii mare, ce o să faci? O să stai închis în tine. Nu o să spui ceea ce simți și o să ajungi în stadiu. Sunt foarte, majoritatea oamenilor care se sinucid, din ce știu eu, sunt bărbați. Nu mă refer la noi în țară, mă refer... Pentru că bărbații, reprimarea e mai mare. Da, pentru că bărbații nu prea să deschid, să spună ceea ce simți, să spună, ok, m-a durut. Da. Nu, ești bărbat, n-ai voie să spui ceea ce crezi. Ok, dar uneori să fii bărbat, din perspectiva mea, e să te deschizi, chiar să ai curajul să spui, bă, uite, m-ai rănit sau sufăr. Și cumva în momentul în care tu accepti ceea ce simți, deja e un plus spre vindecare. Okay. E mai ok să spui, ok, mă simt astăzi așa, da? Am o zi nașpa. Mă simt trist. Ok, hai să văd de ce mă simt trist. Hai să văd cum se simte în corp. În momentul în care tu îți accepti starea, îi dai voie cumva să manifeste. Poate să manifeste o zi, două ore, trei ore. Dar după aia o să fie mai ok. Dar dacă în schimb tu zici, nu sunt trist, azi mă simt bine, încerc să simt singur. Da, să fac, exact. În momentul ăla o să... E ca ți-am zis, cum ascuns gunoiul sub preș. Îl pui o dată, de două ori, de trei ori, dar până la un moment dat o să crească așa. Și la un moment dat o să... Și nu o să știi de ce. Asta a fost povestea mea. Nu înseamnă că e adevărul neapărat suprem. Dar fiecare poate să testeze chestiile astea, să vadă ce le se potrivește și ce nu. Aveai o liniște financiară oarecum. Aveai un drum de găsit. Aveai ceva lăsat în spate. O oroare cumva deja de fotbal. Sau, mă rog, o neplăcere acută legată de fotbal. Cum te-ai dus către zona asta de terapie spirituală? Da, eu făcusem și cursurile de... Adică ai avut și altceva, nu știu, ai mai căutat altceva până ai ajuns aici, să încerci și altceva? Eu să... aveam și cursurile făcute de antrenori la copii și juniori. Făcusem... Aha, ok. Nu mai știu care e licența aia. Pentru că rămân în fotbal. Nu mai știu care e licența aia. Făcusem, se făcea la JF pe județul Mureș și era Ferfelea, era antrenor, avea echipă de juniori și mai mergeam cu el. Mai făceam antrenamente cu el. Asta îmi plăcea. Să fiu antrenor de copii sau antrenor îmi plăcea la modul ăsta. Și mă duceam cu el. Mă duceam când el nu putea, mai duceam eu în locul lui sau mergeam ca asistent al lui, făceam încălzirea copiii la meci. Adică îmi plăcea chestia asta. Da. Și mi-am făcut și eu atunci. Zic, ok, să am și eu, că pe viitor cumva mă vedeam făcând chestia asta la un anumit nivel. Și da, am renunțat, zic, hai să ne punem cumva ordine. Deja începusem puțin cu căutarea asta spirituală, pentru că am fost la diferite persoane, am mai început să meditez. Chiar vedeam că Kulusevski, parcă el obișnuiește să mediteze, să facă tot felul de chestii. Că a zis, văzusem un articol cu el, zis că nu și el, azi că l-a ajutat foarte mult să crească performanțele, chestia asta că meditează. Îți dai seama tu ca fotbalist că e presiune când joci. Cumva e normal că joci cu mulți oameni, sigur, 20.000 de oameni. Sigur, acolo chiar e o super oamenii. Mega presiune. Da, și eu chestia asta am observat-o iar când mă uitam la antrenamente la ei, la străini. Mi se pare că văd o plăcere și o relaxare așa și în mișcări și în tot. La noi, nu știu, și când făceam încălzire. Hai! Stafful. Da. Adică, ți-am zis, perspectiva mea nu înseamnă că nu am fost niciodată la echipă mare să văd ce se întâmplă sau nu. Ce am văzut pe internet când vedeam la câte un filmuleț. Dar mi se pare că tot timpul așa că se bucură sau... La noi nu prea vedeam neapărat chestia asta sau poate nu o simțeam eu. Că poate alții o simțeau.
Da, și zic ok, ce pot face ca să în primul rând, zic ok, hai că cumva am susținerea lor mei, nu e nevoie neapărat să muncesc o perioadă. Care e principala mea preocupare? Să mă simt eu bine. Da. Ce putem face? Ok, și am stat, am început să încerc tot felul de chestii. Veneam o dată pe lună la terapie la cineva la București, la o terapie din asta spirituală. Am fost la astrolog. Și asta cu astrologul, parcă un asistent de al lui Simeone sau chiar Simeone, tot așa. Ceva citisem la Atletico, așa. Că uneori și a jucători în funcție și de zodie, că okay. Unul să fie liber, unul să fie... Nu știu la jucătorii în fotbalul român, nu știam asta. De zodii. Da, da, pentru că cumva și zodiile contează. Și face numerologie, calculează să vadă dacă se potrivesc. Da, sunt bune, cred că la un anumit nivel, dar asta nu duce în extreme. Bun. Că cumva nu poți să... e bine să fii informat de lucrurile astea, dar nu e bine nici să le lași să-ți ghideze viața. Ok. Bun. Adică cumva să, da, poți să-ți ai un echilibru. Exact, asta, echilibru, da. Cred că din perspectiva mea, iar e cel mai bun în toate. Adică nici să nu o dai într-o extremă, dar nici în cealaltă. Bun. Da. Și zic ok, zic că cred că e important primul lucru ca să pot face ceva, mai ales că cumva am liniștea asta, ok, nu am foarte mulți bani, dar nici nu duceam lipsa, adică puteam să trăiesc. Așa zic ok. Și am avut avantajul că am putut să stau și la mei, cumva acasă, la Vatra Dornei, lucruri pe care nu l-am mai făcut de la 14 ani, de la când am plecat. Da. Am fost plecat foarte mult timp și cumva eu când am renunțat, mă gândeam că o să se simtă ciudat. Chiar am tot timpul obișnuit, ok, după 2 săptămâni trebuie să te întorci la pregătire. Aveam. Nu, dar mi s-a simțit, la mine s-a simțit ca o eliberare, așa, că parcă mi s-a luat o piatră de pe suflet. Spune-mi o chestie, mai aveai senzațiile astea când te trezeai dimineața, da. Să vomiți? Da, da, da. A, deci aveai în continuare? Da, da, da. Da. Când au dispărut? Sau au dispărut? Da, au dispărut în, dar tot în timp. Ok. Și uneori când mă simțeam bine, mă trezeam dimineața, zic ok, de ce mă simt așa? De ce mă simt atât de bine? Da, adică erai vinovat că te simți bine. Exact, deci am zis, unde e stresul, unde e presiunea aia pe care o simțeam, unde e starea de fumă, pentru că atâta timp cât te obișnuiești cu o stare, ai normalitatea. Lucru... Bravo. Ai spus un lucru foarte bun. Ea devine o normalitate pentru tine și de multe ori noi iar facem chestia asta. Ok, nu mai simt asta, unde e? Și ți-o induci înapoi. Cam în cât timp au dispărut stări? Sunt curios așa. Da, mie mi-au luat. Vindecarea cum începea? Cât? Pentru că cumva era și neclaritatea asta ce voi face pe viitor. Da. Deci cumva era liniștea care a anunțat la fotbal, dar cumva era neclar. Stresul legat de viitor. Exact, ce faci pe viitor? Ce vei face okay. ca să... Și oricum a fost o schimbare foarte mare. Deci când am renunțat la fotbal, pentru mine a fost un pas înainte din punct de vedere al stărilor și m-am simțit mult mai bine. Dar încă existau stări, dar nu la intensitatea aia. Și după aia a început procesul, ok, terapie. Și am venit să învăț despre Theta Healing. Eu făceam Theta Healing în privat și după aia a făcut, terapeuta mea a făcut un curs. Okay. A zis că, Robert, hai că avem nevoie. Și atunci a fost tot ca un fel de semn de la, l-am perceput ca pe un semn de la Univers, Dumnezeu. Pentru că eu nu eram sigur dacă să merg la curs. Făcea curs ca să poți să faci și tu singur pe tine. Okay. Și mă gândeam, ok, m-aș duce, zic, da, la București, departe. Și atunci mi-a dat ea mesaj. Robert, hai că am nevoie de un bărbat ca să fie și cumva energie masculină, hai și tu. Zic ok, zic hai dacă mi-a dat, zic mă duc. Și atunci a fost cumva că au venit lucrurile spre mine, nu neapărat eu că m-am dus spre ele. Și da, la început nu a fost tot timpul, încă atrăgeam situații, nu mai atrăgeam situații în așpa în fotbal, dar atrăgeam altfel de situații, cu fetele, cu... Atrăgeam altfel de situații, pentru că eu încă eram în rolul de victimă, că eram obișnuit să-mi plâng de milă. Da. Zic, ok, mi s-a întâmplat asta. În viața privată acum. Da, nu mai atrăgeam situații. Da, exact, nu mai atrăgeam situații nașpa în viața profesională, atrăgeam în viața personală. Pentru că îmi plăcea cumva rolul de victimă, mă obișnuisem să fiu victimă, să simt tot timpul suferința de care ziceam. Da. Și am lucrat foarte mult pe convingeri, pe copilărie, pe... Ce ți-ai descoperit în copilărie? Mi-am descoperit foarte multe lucruri, deși, uite... Uite, o chestie care ar putea fi folositoare pentru cei care se uită la noi. Da, pentru că, în general, cred că majoritatea părinților te mai lasă la bunici sau pleacă la muncă în străinătate. Da. Cunoaștem eu, da, dar nici nu vreau cumva să o spun ca să simtă poate părinții vinovați. Nu, spun adică spune-o să nu se simtă părinții, spune-o da. Cum simți tu. Cumva în momentul că și eu când eram mic, mi-ai plecat la muncă în Germania. Da. Ca să facă bani, că astea sunt, na. Și când tu ca copil, când te lasă pe tine la bunica, fiind foarte mic, tu te poți simți abandonat de mama ta. Și automat tu trăiești în rana aia de abandon. Să este și o carte pentru, pot să spun numele cărții? Spune, sau, fără probleme. Este o carte, cele 5 răni care ne împiedică să fim noi înșine. Ok. Deci chiar o recomand să o citească, să vezi, pentru că noi toți avem anumite răni, unele sunt mai vizibile, unele nu, unele se văd în corp, majoritatea se văd în corp și acolo sunt citești foarte multe chestii despre rănile astea și cum te afectează. Okay. Și dacă o să fii sincer cu tine, o să te regăsești în foarte multe lucruri. Okay. Și în momentul în care cumva părinții pleacă la muncă, cel puțin mama și tata plecau la muncă și am rămas la bunica, n-am conștientizat. Plecau câte 3-4 luni, okay. cumva pe timp de vară, dar eram foarte mic și în momentul când mama s-a întors, deja mai recunoscut-o cumva, nu am mai vrut să mai merg cu ea.
Și din cauza asta eu aveam rana abandonului. Și obișnuiam să fiu tot timpul abandonat de către femei. Adică situații ca în filme. Că vorbesc cu tine, trebuie să mergem la un eveniment, eu iau bilete, mă duc, îmi spui să nu vin după tine, să te aștept acolo, stau și te aștept acolo, trece o oră, trece două, trei, trece trei, trece patru, nu vii, tu nu vii. Și nu răspuns. Uh-huh. Și după ceva timp îmi povestești că în timp ce veneai s-a întâmplat o situație aberantă. Cum că a fost minciună sau nu, nu mai contează, eu eram oricum în starea, știi? Da. Sau în situații de astea, cu, alte, cu persoane diferite. Adică, atrăgeai da, abandonul. Exact, atrăgeam abandonul. Pentru că mie îmi plăcea să fiu în zona de suferință, îmi plăcea să fiu victimă. Și nu știam asta, deși eu ziceam, ok, de ce simți asta, iar... Dar nu învățasem toate lucrurile astea. Și acum simt uneori chestii, că se întâmplă, suntem oameni, e normal, nu poți să fii tot timpul numai viața să fie numai curcubee și soare și ar fi foarte frumos. Dar cumva se zice că noi am venit aceea să experimentăm. Și că nu există neapărat experiență bună, experiență rea. Că ai venit să experimentezi și dacă o să fii sincer cu tine și dacă o să te gândești la o situație aparent negativă din trecutul tău, o să vezi că te-a adus cumva în situația în care ești azi și că te-a făcut omul în care ești azi și că s-a transformat, dacă vrei să vezi, într-o situație bună. Uh-huh. Adică poți să plângi de milă, poți să ai regrete pentru ce s-a întâmplat sau poți să schimbi povestea, să zici ok, uite, dacă nu mi s-ar fi întâmplat asta cu fotbalul, nu mi-aș fi descoperit latura asta spirituală, care îmi place foarte mult să o fac și când fac meditații cu oamenii sau... și îmi dau mesaje, cumva sunt foarte fericit, simt așa o împlinire. Cum ești acum? Cu câți oameni lucrezi? Cum? Încă sunt la început și chestia asta, pentru că am făcut cursurile și asta e un proces continuu în care înveț. Și acum urmează să-mi fac și site-ul. Așa. Am făcut cumva webinare și avantajul meu e că am și foarte multe persoane în jur care mă susțin iar. Adică am foarte multe colege care sunt mult mai cunoscute ca mine și mai ales că nu prea sunt bărbați care să facă chestii de asta și să caută. Și cumva facem webinare împreună, programe online. Am avut și 40 de persoane intrate cumva cu meditații și e super ok. Cum arată o zi din viața ta acum? În momentul de față... Te trezești, nu mai ai nicio problemă cu stomacul, clar, asta cu... Mănânci, deci, probabil, cu, cu vomitatul e deja... E vreau să zic foarte ras pe deloc, dar e deloc acum, deloc, dacă stau să mă gândesc în... Pentru că cumva mi-am schimbat și dieta. Uh-huh. Că nici asta nu era neapărat un lucru pe care... Acum cred că mi-ar fi plăcut să fie cineva cumva care să-ți facă o educație alimentară. Cred că m-ar fi ajutat. Uh-huh. Pe mine personal, dacă a fotbalist. Da. Adică noi nu mâncam niciodată, să zic, o văz dimineața care... Nu mâncați. Nu mâncam. Nu știam, dar nu știam. Da. Că e foarte proteină, foarte multe chestii bune. Nu știam. Și mi-ar fi plăcut chestia asta. Eu acum nu prea mai mănânc carne, pentru că nu simt că mi se potrivește. Okay. Mă simțeam tot timpul balonat și cumva încerc să o exclud cât de mult pot. Dacă mi-e poftă, mă duc și mai mănânc. Adică nu mi-mi pun restricții de astea. Zic ok, nu, dacă mi-e poftă de o pizza, zic ok, că mănânc o pizza, nu mănânc o pizza vegană, că nu-mi place, mănânc o pizza cu carne. Dar îmi dau voie când simt. Dar în general încerc să nu mai mănânc și mă simt mult mai bine. Da, dimineața, de exemplu, mă trezesc, încerc să mă trezesc în jur de 9:30. Nu vreau nici să dorm prea mult. În jur de 9:30, obișnuiesc dimineața, e din Ayurveda, să iau ulei de cocos. Primul lucru pe care îl fac dimineața e să iau ulei de... Bine, îmi și pun o intenție, cumva zic, cumva ca să-i induci creierul. Zic, mulțumesc pentru această zi minunată și pentru toate veștile bune pe care le voi primi astăzi. Încep să intri într-o stare bună. Exact. Zi. Cumva să-mi programez ziua să fie o zi bună. Da. Și iau după aia ulei de cocos și îmi plătesc gura. Pentru că cumva îți hidratează gura, îți curăță bacteriile, pentru că în timpul nopții zice că toate bacteriile din stomac îți vin în gură. Chiar dacă te speli pe dinți, tu curăți foarte puțin dintre ele. Fac gargară cu ulei de cocos 10 minute până mă mai spăl pe față, până îmi fac. După aia beau în general apă, beau apă simplă, nu beau apă cu lămâie, că nu făcea mie neapărat bine. Și după aia obișnuiesc în general să fac o meditație. Ori să fac... Cât timp? 10-15 minute, nu foarte mult. Îți pui ceva? Depinde, cumva, la început, la început, când nu știam lucrurile astea, tot timpul făceam chestii despre YouTube. Iar o chestie pe care mie mi-ar fi plăcut să o știu în fotbal sunt respirațiile. Ok. Mie mi se pare că noi nu știm să respirăm ca oameni, nu neapărat ca fotbaliști. Uh-huh. Dar noi ca oameni nu știu, pentru că ritmul e atât de alert, n-ai timp niciodată să te concentrezi asupra. Ok, da, asta să zicem că e în timpul meciului, dar în viața de zi cu zi. În viața de zi cu asta zi, e, stai cumva. Cocoșat, stai... Da, asta e, da. Cumva că noi respirăm mecanic. De câte ori stăm noi pe zi și ne conștientizăm respirația? Nu facem niciodată. Chestia asta, pentru că nu te învață iar, nu chiar te învață. Chiar dacă știi, niciodată nu faci nu te învață, nu te învață nimeni și e o chestie foarte importantă, pentru că respirația e viață.
Și dacă respiri corect, se schimbă foarte multe lucruri, inclusiv poate despre anxietate, despre depresie. Cum se respiră corect? Spune-ne oamenii. Sunt diferite exerciții. Okay, dar e foarte important, adică și când mergi pe stradă. Da. Dacă ai 5 minute și mergi pe stradă, pur și simplu încearcă să te conectezi cu respirația ta, să simți cum îți intră aerul pe nări. Expiri pe gură. Da. E indicat să nu inspiri pe gură. E indicat să inspiri pe nas. Da. Deci cumva, de expirat poți să expiri pe gură, dar e indicat să lași aerul să-ți pătrundă în piept, în abdomen. Uh-huh. Noi de multe ori o facem mecanic. Păi totul e. Exact. Da, da. E. Uh-huh. Și de asta e foarte important, de câte ori poate lumea sau și tu inclusiv, când poți, când ți-aduci aminte, ok, hai că mi-a zis nebunul ăla să respir. Hai să încerc să stau 2 minute când merg pe stradă sau mă duc să-mi iau cafea. Hai să încerc să o fac conștient. Da. Să respiri, să fii, și o să te facă să fii prezent. Depresia, în general, e când ai regrete față ce s-a întâmplat în trecut. Okay. Anxietatea e când special ce se va întâmpla în viitor. Bun. În momentul în care tu respiri și te conectezi cu respirația ta... Nu ești nici acolo, nici acolo. Exact, devii prezent. Da. Cumva asta e chestie pe care în ziua de azi foarte puține persoane o fac. Pentru că suntem tot prinși cu tot ce o să fac mâine, ce o să fac după. Planuri și regrete. Exact. Bun. Și uităm să ne bucurăm de moment. Meditație. După meditație? Da. Ca să ducem ziua la cap. Ok. Fac meditație sau fac exerciții de respirație. Fac exerciții de respirație din pranayama, din yoga. Sunt respirații pionară, sunt breath of fire. Asta e pentru energie. Depinde cum ce simt în momentul respectiv. După obișnuiesc să mănânc. După obișnuiesc poate să citesc sau să îmi scriu. Iar e o chestie foarte faină. Noi uităm să ne enumerăm recunoștințele. Și ne gândim tot timpul pe ceea ce nu avem. Așa. Și în momentul în care atenția ta se duce pe, energia ta se duce pe ceea ce te focusezi. Dacă tu te focusezi pe sentimentul de lipsă, că ok, stai că văd la televizor sau pe social media sau pe stradă că ăla are Porsche și eu am numai Logan. Eu n-am. Exact. N-am, o să te focusezi, o să ai în interior sentimentul de n-am. Da. Dar dacă în schimb tu ți-ai o practică foarte simplă pe care o poți face 5 minute dimineața, așa, ți-ai un jurnal sau ți-ai o carte, un caiet. Da. Și scrii în fiecare dimineață indicate 10, 10 motive cumva și să încerci în fiecare dimineață să pui altele. Și zi, sunt recunoscător și mulțumesc pentru că. Și dacă stai să te gândești, pentru că și asta e o provocare. Noi nu suntem recunoscători pentru faptul că avem 2 mâini, 2 picioare, că putem să mergem, că avem unde să muncim, că avem ce să mâncăm, că avem apă să bem. Le luăm deja for granted. Da, noi vrem mai mult. Exact. Vrem... Și tot timpul de asta avem sentimentul ăla că niciodată nu e de ajuns. Mm-hmm. Chiar dacă obții după, nu știu, ai vrut Porsche, obții Porsche, după aia o să vrei nu știu ce mașină. Da. Sau ai avut o casă cu un etaj, acum vrei cu 3 etaje. Mm-hmm. Și tot timpul o să trăiești pe sentimentul ăla de lipsă și de neputință. Da. Și de asta e foarte indicat pentru cine ar putea dimineața 5 minute, nu ți-a mai mult, e un caiet ce scrii. Sunt recunoscător și mulțumesc pentru că, nu știu, pentru iubita mea, pentru soția mea, pentru că am băut apă, pentru că e soare afară, pentru că, nu știu, m-am trezit. Adică avem atâtea motive pentru care să fim recunoscători. Și o să vezi că dacă faci chestia asta în timp, o să ai o stare de bine. Practic, mintea ta se duce într-o zonă de pace, exact. Cumva. Hai să spunem pozitiv. Și de împlinire cumva. Da. Și în felul ăsta tu atragi și mai multe lucruri. Uh-huh. Pentru că în momentul în care tu te focusezi pe ce nu ai, cumva să-mi zis, energia se duce pe ceea ce te focusezi. O să primești mai mult din ceea ce nu ai. Dar dacă tu te focusezi pe ceea ce ai, o să primești mai mult din ceea ce ai. Cred că și în Biblie scrie că celui care are se va mai da. Celui care nu, nu. Bun. Numai că lumea cumva o... Da. Meditație? Da. Mănânc, citesc sau scriu recunoștințele sau poate le fac pe amândouă. După aia obișnuiesc să merg la sală. Uh-huh. Pentru că și cumva chiar dacă nu mai... Nu, na, și asta e o chestie, iar de 3 ani am fost, de când am renunțat la fotbal, n-am fost niciodată la fotbal. Ok, niciodată, Deci am fost la tenis cu piciorul de câteva ori, dar la fotbal să joc niciodată. Sală? Și n-am simțit. Da, mă duc la sală. Pentru că e mișcare foarte bună, nu e important cumva să avem grijă și de minte, și de corp, și de suflet, pentru că toate trei sunt. Sau ajung acasă, dacă am terapie, depinde cum am terapiile, că în general mă fac în funcție de oameni. E scump o terapie? Costă mult? Nu, depinde și de la cine. De terapeut? Nu. Da, depinde, dar nu, e tu ai un tarif normal? La Da, cumva e momentan 200 de lei. Ok. Dar... În momentul ăsta câștigi ceva din chestia asta? Adică poți să spui că... Da, îți oferă... Ai o liniște? Dintr-un anumit punct de vedere, da, cumva te simți și liber pentru că lucrezi când vrei. Și, dar nu e tot timpul, pentru că cumva e legat și de tine, cum te simți tu. Pentru că dacă tu nu ești neapărat bine sau te focusezi pe alte chestii, nu o să mai atragi așa mulți clienți sau așa multe programe sau așa multe chestii ca înainte.
Dar da, și eu în ultima perioadă am avut foarte multe cursuri, am avut alte chestii, nu prea m-am mai focusat pe chestia asta. Acum încep din nou să-mi fac site-ul, să-mi fac toate lucrurile și după aia să fie mult mai ok. Că acum am fost iar să am venit la București la un curs și încep să... Vreau să întreb în final dacă ai vreun regret legat de fotbal. Să știi că obișnuiesc să mai visez despre fotbal. Visez? Da, visez despre fotbal. Asta e un semn că ceva e nerezolvat da, acolo. Da, probabil cred că încă, poate nu sunt împăcat încă 100% cu tot ceea ce s-a întâmplat. Da. Și cumva am un vis că nu mă pot ridica, că sunt în, pe teren, cad și nu mă pot ridica din picioare. Și cumva e un sentiment de neputință. E recurent? Revii? Da, e un sentiment de neputință. Încă nu-mi dau seama de ce. Poate încă am chestii pe care nu le-am acceptat sau pe care nu le-am... Încă nu-mi dau seama în totalitate de ce fac chestia asta. Nu regret. Să știi că cumva am avut foarte multe. Mă gândeam, ok, dacă ai fi ales diferit atunci, dacă n-ai fi plecat de acolo, dacă nu. Dar acum îmi place să cred că sunt împăcat cu cariera mea și sunt bucuros. Și cumva mi se pare că a trecut atât de mult, deși au trecut doar 2 ani, 3 ani, dar mi se pare cumva că parcă e Robert din altă viață, care m-a ajutat foarte mult sau m-a susținut foarte mult și m-a învățat foarte multe chestii și a suferit foarte, foarte mult ca eu să ajung astăzi să am experiențele pe care le am și cunoștințele pe care le am. În final am două întrebări. Una e cu o conotație poate negativă, una încercăm să terminăm râzând emisiunea. Prima este, în toată cariera ta, de când ai început fotbal până la finalul carierei, ți-au fost ție sau familiei tale ceruți bani pentru ca tu să fii prezent pe teren sau să fii selectat undeva la un moment dat? Nu. Nu. A mei nu s-au implicat niciodată, adică nici nu prea cunoșteau antrenorii, nici nu, și nu a fost niciodată vorba de așa ceva, bine, nici nu am fost pe la lot, nici nu am fost pe la lot. Nu, cred că am fost o dată sau de două ori pe la selecții de alea zonale, rurale, dar mergeam singur, adică nu am fost niciodată cu părinții. Nu a fost niciodată cazul de așa ceva la mine. Cel puțin nu știu nici la alte persoane, dar la mine nu a fost. În final, spune-ne o experiență amuzantă, un moment amuzant din... Dacă e vreo unul pe care să-l poți extrage, vreo anecdotă din viața ta de fotbalist. Viața mea de fotbalist. Stai să mă gândesc să văd ce-mi vine. Întâmplări așa amuzante cred că au fost multe, dar nu pot să zic neapărat că le țin minte acum. Era amuzant și când îl vedeai pe îndoie cum venea și cum dansa și cum cumva vibe-ul ăla pozitiv și toată energia aia pe care o transmitea. Dar nu-mi vine nicio întâmplare amuzantă acum de... Nu-mi vine nicio întâmplare amuzantă. Vreo farsă, vreo ceva în vestiar, vreun moment, pe teren, poate în timpul Odată i-a pus cineva, asta mi-a venit, i-a pus ghetele în cui după un antrenament cumva. Nu o să dau nume, că... Cuiva. Nu o să dau nume, era dar... Era bătrân, probabil. Nu, era cumva, făcusem ceva jocuri și jucătorul respectiv nu prea a dat randament atunci. Așa. Și după când a venit în vestiar, avea ghetele puse în cui. Bătute în cui. Nu, erau puse în cui, atârnate, adică dar nu chiar. Era bătrân? Nu, era tinerel. Bun. Robert, îți mulțumesc mult de tot pentru prezența în dimineața asta. Și doresc să îți iasă lucrurile cum ți le propui tu și cum ți le așezi. A fost o plăcere să discutăm. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine dimineața la 9:01 la GSP Live. Nu uitați peste zi www.gsp.ro pentru tot ce e important în sport, tot ce mișcă în sport. O zi bună, pe mâine!